Compania Termonet S.A., operatorul serviciului de transport, distribuție și furnizare a agentului termic în municipiul Suceava, a anunțat vineri dimineață că a finalizat revizia anuală a sistemului centralizat de termoficare în termenul asumat. Societatea a mai anunțat că este pregătită să reia furnizarea apei calde în municipiul Suceava și că așteaptă reluarea furnizării agentului termic de către producătorul Bioenergie S.A. Centrala termică ar urma să fie pornită de vineri seară, iar apa caldă să ajungă la robinetele sucevenilor de sâmbătă. Amintim că săptămâna trecută furnizarea apei calde a fost întreruptă cu două zile mai devreme față de programul anunțat, după ce Bioenergy a invocat o presupusă defecțiune tehnică. Aproximativ 17.000 de apartamente din municipiul Suceava sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare.